Ne aflăm alături de domnul Octavian Tatomirescu la finalul unei gale impresionante organizate de Campion Broker. Felicitări în primul rând pentru eveniment. 2014 a fost un an destul de dificil pentru piața românească de asigurări. Cu toate acestea, Campion a înregistrat niște rezultate foarte bune, cu mult peste media pieței, să zicem așa. O creștere de aproape 33%, cred. Așa. Cum puteți să caracterizați anul 2014 pentru Campion? Care a fost rețeta acestei creșteri? Rețeta n-am să o divulg. Nu este ingrediente. Ingrediente n-am să le divulg. Nu este o rețetă complicată. Creșterea a venit pe fondul a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Campion. Abordarea oamenilor direct, respectarea unor angajamente pe care noi ni le-am luat în primul rând în fața colaboratorilor, în al doilea rând în fața partenerilor asigurători și aș putea spune nu în ultimul rând și datorită unei infrastructuri din punct de vedere al administrației bine așezate. Toate aceste lucruri au făcut posibilă creșterea echipei Campion. Rezultatele pe care le-am obținut pe fondul unei piețe ce necesită cu siguranță niște modificări, dar trebuie să avem grijă cum se implementează toate aceste modificări. Cu siguranță oamenii percep în mod diferit tot ceea ce trebuie să se întâmple în piața de asigurări, dar tot ca o necesitate, trebuie ca absolut toată lumea să înțeleagă că este o piață în dezvoltare, este o piață fără, care nu poate exista fără sistemul de brokeraj și că este imperios necesar ca tot ceea ce înseamnă glasul, un sicar, brokeraj în asigurări, să fie ascultat și nu doar auzit. O concluzie foarte bună. Dar care sunt obiectivele pe care vi le propuneți pentru 2015? Da, obiectivele pe care noi ni le-am propus sunt făcute publice. În primul rând ne dorim o stabilitate a portofoliului, de asemenea o diversificare a acestuia și aici mă refer la o creștere a ponderei de non-motor sau mai bine spus a non-RCA-ului. Pe fondul acestei scăderi de comision pe RCA, trebuie să găsim soluții astfel încât oamenii să nu simtă o scădere a profitului, pentru că avem colaboratori care investesc foarte mult. Nu numai compania investește în această direcție, în această dezvoltare a brokerajului, a dezvoltării Campion, ci și fiecare component al Campion Broker se implică și financiar și automat au nevoie de supape care să aducă un profit din alte direcții de asigurări. Și aici mă refer la non-motor. Care considerați că sunt liniile de business, clasele non-motor, care vor avea cel mai mare potențial și cel mai mare succes în următoarea perioadă? Aici, cu siguranță, toată piața dorește o creștere a liniei de business de tip property, dar, după părerea mea, pentru că acolo este un potențial, într-adevăr, mai ușor de abordat, dar părerea mea este că trebuie să ne ducem mai mult în zona IMM-ului și a corporate-ului. Aici o să mă aplec mai mult asupra acelor elemente care au făcut posibil dezvoltarea colegilor din brokeraj, celor care s-au axat foarte mult pe dezvoltarea corporate și IMM. Prin discuțiile pe care o să le am cu aceste societăți de brokeraj, cu liderilor, cu siguranță o să primesc niște informații care mă vor ajuta pentru 2015 și cu perspectivă mai ales în 2016. Cum s-a văzut gala din această seară din perspectiva gazdei, a celui care a stat pe scenă? Din punctul nostru de vedere a fost impresionantă, dar care sunt opiniile dumneavoastră, impresiile? Impresiile? Ca de fiecare dată noi primim performanța într-un astfel de eveniment. Gala din această seară a avut un cuvânt de ordine, eleganță. Și cred că acest lucru s-a văzut. Atât prin modul în care au venit oamenii la această gală, dar și prin ceea ce noi am adus ca suport, mă refer la invitații de o clasă extraordinară
Și acest lucru probabil că dumneavoastră o să-l evidențiați în momentele pe care le veți avea de transmis în media. Pot spune că a fost momentul în care acum ne-am decompresat puțin, ne aplicăm acum mai mult în zona de a menține și a dezvolta business-ul. Gala a trebuit să fie o recompensă pentru toți cei care au avut performanță și acest lucru s-a întâmplat. Este foarte greu să gestionezi un astfel de moment, pentru că oamenii trăiesc sub imperiul emoțiilor. Și este foarte greu, din punct de vedere al managerului, să respecte, dar să și gestioneze orgoliile oamenilor. Și atunci, eu cred că pot spune, gala din această seară, această gală, este o reușită mai mult decât totală. Am avut ceva emoții că sonorizarea nu va fi cea necesară, datorită unui moment special creat de Cezar, Cezar Oatu, invitatul nostru special, un artist al românilor. E bine, mulțumesc din suflet tuturor celor care s-au implicat în această gală și aici mă refer la Media Exprim, mă refer la un sicar și la partenerii noștri asigurători care au avut o contribuție în reușita acestei seri, acestei gale. Mulțumesc echipei mele ce a contribuit la o atmosferă deosebită și pot spune că una peste alta, tot ceea ce s-a întâmplat în această seară reflectă de fapt și de drept nivelul la care se găsește campion astăzi. Felicitările noastre încă o dată. În încheiere aș dori să vă întreb, să vă rog de fapt să dați câteva sfaturi celor aflați la început de carieră în echipa campion sau celor care doresc o carieră alături de compania dumneavoastră. Scuzați-mi, ca o completare pentru a ajunge la nivelul celor recompensați în această seară. Da, rețeta este simplă. Tot vorbeam de ingrediente și ce compun rețete de succes. Cred că ei trebuie să în primul rând să primească o viziune din partea celor care îi cooptează în sistemul campion. Rolul acesta este unul foarte important. Doi, trebuie să aibă răbdare cu ei înșiși, cu cei de din jurul lor, să aibă răbdare cu sistemul în sine, să se adapteze. Și nu, eu zic că nu în ultimul rând trebuie să aibă grijă să fie perseverenți pentru a atinge nivel de performanță. Deci răbdare și perseverență.